Patima pentru jocurile de noroc i-a dus sfârșitul unui jandarm de 32 de ani. I-a făcut pe tot să creadă că a scăpat de acest viciu, dar în realitate se îngropase în datorii. Iar aseară a decis să-și încheie socotelile cu viața. I-a trimis mamei sale un mesaj de adio, apoi a plecat spre gară. Părinții și prietenii l-au găsit lângă calea ferată. A fost prea târziu. M-am întâlnit cu ăla cu o săptămână și... Nu știu, nu mi s-a părut abătut sau îngândurat sau să fie avut probleme. Nimeni nu bănuia ce luptă se dă în sufletul tânărului jandarm, nici măcar părinții săi. Dependența pentru jocurile de noroc l-a doborât. Eu știu că era un băiat liniștit, își vedea de treaba lui întotdeauna, se mai ducea pe la jocurile de noroc. A încercat de mai multe ori să renunțe la acest viciu, dar de fiecare dată tentația unui câștig l-a atras înapoi în sălile de jocuri și așa a ajuns să se îngroape în datorii. Știați că are patima jocurilor de noroc? O avusese și nu mai a avut. Și câți bani a pierdut la jocurile de noroc? Nu știu, domne, nu știu, eu nu știu că avea salariul lui. Mai că ți-a dat mesaj. Un mesaj în care și-a luat rămas bun. Disperată, femeia a încercat să dea de el. A început să-l caute peste tot, la fel și prietenii. Am înțeles că i-a dat un mesaj mamei de adio. Un prieten a încercat să-l contacteze și eu am înțeles că i-a dat ocupat. Nu a vrut să-i răspundă. O fată l-a văzut din întâmplare și a anunțat familia. A observat la ieșirea din stația Titu o persoană decapitată în gabaritul căi ferate. Până când au ajuns apropiații tânărului, acesta și-a dus la bun sfârșit planul negru. La fața locului am găsit un pacient în vârstă de 32 de ani, decedat. Nu s-au impus manevre de resuscitare. Tânărul nu-și întemeiase încă o familie. Părinții săi urmează să-l înmormânteze.